Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din seria asta de Bully Scholarship Edition. Dacă vă place această serie și vreți să o susțineți, nu ezitați să apăsați butonul de like. Ok, stai să vedem unde trebuie să ajung. Oh, e ceva de mers. Bun, să văd cum naibii ajung eu la... Stai pe aici? Nu, pe aici. Să văd eu cum ajung să îmi iau bicicleta și să mă duc să văd ce facem cu Johnny Vincent. Oricum, numele misiunii este foarte... Sunt curios. Ok, salut. Stai. Tocmai s-a luat cumva de fetița aia. Sunt curios ce face tipul dacă îi dai bani. Probabil că te urmărește, nu știu exact. Da, mi se pare că asta face. Și te ajută, ceea ce ar fi super. Dar nu acum. Adică aș prefera să-mi fac treaba singur. Ok. Biology. Da, n-am altă treabă. Trebuie să-l găsesc pe Johnny Vincent, cum ziceam. Numele... Astea, numele misiunii spune multe. Ok, sunt curios pe unde trebuie să-l caut pe domnul Johnny. Ah, bineînțeles că tot aici. Jimmy was here. Și încă de câte ori, că mereu numai pe aici îl găsesc pe Johnny. It's not my fault. Well, where'd he go then, you tramp? Who you calling a tramp? I loved Johnny. Not exclusively, I'll grant you, but I loved him. Now he's gone. Hey, what's going on? Johnny's disappeared, gone crazy, abducted by aliens. I bet it was you, Hopkins. What? Yeah. Since you turned up, everything's gone really weird. King of the school. Who's the daddy-o now, huh? My love has gone. Find him, king. Quit poking me. You're both acting crazy. Cut it out. Now tell me, where's Johnny? I don't know. Nobody's seen him. He got a little brokenhearted after we split up, but it's not my fault. Someone said they saw a couple of asylum orderlies driving up to his house. But you know how people love to talk. Johnny wasn't crazy. Asylum orderlies? He was a real leader. Not like you, Jimmy. Look, I'll get your boy back, all right? See you later, freaks. Okay. Trebuie să-l găsesc pe domnul Johnny Vincent. Oh. Drăguț. Unde era bicicleta? Bine că am luat-o. Ok. Cum dragi de amiază să fac să... Să ajung pe ruta bună? Stai. Ceva nu-i bine. Ok. Oh, shit. Stai. Trebuie să ies din zona asta. Să văd cum fac să ies din zona asta și să... Mă... Pun în mișcare, ok. Pe aici, așa cum unde. Ui, chiar mișto, oameni cu umbrele dacă plouă. Ok. N-aia, nu știu zona chiar așa de bine. Deci vă dați seama că mai folosesc și eu GPS-ul, să-i zic așa. Adică nu e chiar GPS-ul, ci harta. Dacă ar fi un GPS, ar fi... Prea simplu, cred. I don't know. Ok, chestia asta unde m-ar duce? Bun, nu cred că pot să mă urc pe acolo, nu? No. Sau, ba uite că parcă pot, pare că pot, bun. Au, shit. M-am lovit că am urât. Yeah. Stai, uite-o de asta. GNG. Capa, deci locul ăsta trebuie să mă duc direct la... Azi... Op, stai, ce era aia? Ce era aia? Mi s-a părut pentru o secundă că a fost un tranzistor de ăla. Fuck, cât de bine era. N-am eu norocul ăsta totuși. Și acum era mișto să zic n-am eu norocul ăsta și să-l fi găsit puțin mai în față. Da. Ar fi fost ceva. Ok, o să merg. Nu văd drum. Ok, nu e cea mai bună rută, dar e eficientă. Trebuie să mai merg o leagă. Ah.
Kappa, o mică problemă acum. Pe unde n-ai bicobor? Ok, luăm asta. Mă apropii de jumătate, să zic așa. Pe aici? Ok, deci pe aici trebuie să mă duc. Da, parem pe aici trebuie să mă duc. Ok. Pot să mă duc cu bicicleta? Da, pot să mă duc cu bicicleta. Dar de ce nu mai pot să mă duc cu bicicleta? Ok. Ok. Un azil de nebun, ce pot să zic. Stai. Pot să fac ceva pe aici să intru? No. Cred că o să trebuiască să sar pe undeva gardul. Travel to the Asylum. Asylum. Asylum chestii. Ok. Capa, deci trebuie să mă urc prin copac. La drum. Bun. Așa. Sunt aici. Nu mă vede nimeni. Mă ascund frumos. Și toate cele. Bun, hai să văd unde se duce. Nu știu dacă am eu timp acum neapărat. Ok, știi pe ăștia cumva se învârt în cerc sau ce? Nu, nu, deci asta vine așa și se duce înapoi. Ok, deci trebuie să-l aștept să vină în partea asta și când se duce în partea cealaltă, mă duc și eu. Ok, ăsta e plan. Să sperăm că și merge. Ok, nu m-a văzut, pardon. Și acum pot să mă duc. Așa. Și nu cred că se mai întoarce el acum, deci... Am intrat. Ok, trebuie să-mi trecor pe lângă chestiile astea. Așa, perfect, perfect, perfect. Asta nu se uită acum. No, fuck. Mamă, ce urăsc când se întâmplă. Cică să te strecori liniștit și fute un picior la ușă. Da. Holy fuck. I don't know, don't care, but he sure does yell a lot, huh? Opa, opa, stai că ăștia vin pe aici. Asta nu e bine. Ok, aștept să plece. Mă uit și eu pe ușă cât pot. O să văd imediat trecând. Ok, a trecut pe aici. Și acum unde se duce? Se duce, se uită și acum se duce în... Mergi puțin mai în față. Nu te întoarce. Și acum pot să mă duc și eu, cred. Oh, shit. Trebuie să ajung. Ok. Să nu-l trezesc pe tipul care doarme, dar e bine că știu și eu vorbesc încet. Tipul ăla nu pleacă și el până nicăieri? M-a văzut. Și de unde mă dă? Oh, căcat!
Mamă, deci dacă mă prinde așa de departe, mă dă în spate la mama naibii? Ua. Ok. Nu prea îmi convine asta în mod special. Dar ok. Să deții distracție pe capul meu. Ok, așteptam să se ducă. N-am și ce mai vagă idee ce trebuie să fac acolo, dar bănuiesc că nu pot să mă duc direct pentru că se cam uită. Bun, hai, fute înapoi, nu e nimic de văzut interesant în partea asta. Sau și mă întreb de ce naibii pun, de fapt, da, corect, dacă este spital de nebuni. Cam are nevoie de atâta pază. Da. Ok. Și mă întreb ce naibii tot închide ușile astea. Așa, deschidem. Stam, du-te. Du-te, dragă domnule, du-te. Așa, du-te. Du-te cu domnul. Ok, n-am nici cea mai vagă idee cum să fac acolo. N-am nici și nu glumesc. Chiar nu știu cum să fac. Serios? Așa. Mă blocasem. Deci nu, că făceam ură dacă mă blocam așa. Oh, stai că pot să mă duc în partea cealaltă. Ok, poate nu pot. Dar ce dracu trebuie să fac? Chiar asta e, că se uită în partea opusă. Trec aici. Și stau, mă uit, nu vei vede nimic. Hopa, stai că nu e bine acum. Știi, plan să se ducă la undeva, știți, cel de deasupra. Așa, s-a uitat la noi. Așa. Ok, nu m-a văzut. Ceea ce nu-i prea rău. Bă, e chiar foarte bine. Holy fuck. Și acum ce fac? Pot să mă ascund aici. Și cred că asta o să fac! Perfect! Uai de capul meu, frate! Cât aproape a fost asta. Așa, nu știu unde te duci, dar du-te, că n-am chip de tine. Johnny, unde e Johnny? Hello! Bă, ce om e ăsta, frate, după ce că mă ajut, după ce că mă ofer să-l ajut și shit! Așa. Haide, ocolește. Ocolește. Acolo e un zid, te aștept să te duci după el. Încât să nu vezi când se deschide ușa aici. Și o să ți se pară perfect legit, o legită chestia, nu? Așa. Chestia asta e o leacă penibilă, adică știi, gen, nu e ca și cum s-ar fi întrebat, bă, cine a deschis ușa sau ceva. Sunt împărcat. Talk to the guard in the control room. Perfect. Acum nu mai zice nimeni nimic. Ceea ce e ceva. Hello. Man, this is so boring. Bă, dar asta nu știe și să deschidă ușile frumos. Ok, înțeleg și-o că arată urât, dar totuși. This should do something. I'm free, Lakers!
Ok, haide. Ok. Nene. Știi momentul ăla în care stai și te uiți degeaba și îmi place că nu mai e niciun gardian pe aici. Sau mă rog, gardă sau cum dracu o fi. Da, gardian. Oh, mai ceva ca la poliție. Pușcărie, chestie, să-mi bag piciorul. Capa. Bine, nu pe aici. Au, pot să o deschid. Perfect. E un tip destul de puternic, Jimmy ăsta. Nu pe aici. Oh, pe aici, stai. Ok, să înțeleg că a mai fost cineva pe aici sau cum. Perfect, cred că am scăpat. Sau nu știu unde ieșim. Da, am scăpat. Some of the local kids said they'd gotten together with Lola. I went a little crazy. I can believe that. Yeah, anyway, so I gotta find Lola, see if it's true or not. See ya. All right, Johnny. Have fun. Ok, încă puțin respect de la Greasers. And done. Think you might be able to help me. Serios, frate, trebuie să ajut până și poște? What the fuck? I'll pay you if you get the runaway crazies back here. Who knows what they'll do? Nu, du-te-n pula mea. N-am niciun chef să stau după chestia asta ta. Ok, stai. Vreau bicicleta. Bicicleta mea. Revenge, Glass Glasshouse, Revenge on Mr. Burton. Care dracu e Mr. Burton? Să mor, d-o știu. Ok, pe aici pe undeva m-am lovit cu bicicleta de perete. Sau mai în spate. În spate. Nu-mi găsesc și o bicicletă, am luat-o și am plecat. Au, pe aici ar trebui să fie. Pe undeva. Exact, deci dacă nu apăsam Y la întâmplare să mă urc pe o bicicletă, să mor dacă o găseam. Ok, nu știu, cred că o să mă duc de fapt... acasă, cum ar veni. Stai, ce e asta? Ăsta e ultimul challenge. Townies challenge. Capa. Nu, hai că mă duc întâi de toate să fac astea și challenge-urile o să le păstrez pentru final. Pentru acel episod special în care o să, știți, cel care o să fie bonus și o să ne mai plimbăm și o să facem tot felul de căcaturi. Bun, de fapt, hai că o să închei și eu aici acest episod. Până data viitoare, eu am fost Cristi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați butonul de like, comment și să lăsați și un subscribe. Până data viitoare, eu am fost Cristi. Ăsta a fost Bully. Un joc foarte șmecher și ciudat în felul lui, dar epic. Și până data viitoare, bye bye.